Zăpada și înghețul au lăsat urme adânci și pe străzile din municipiul Râmnicu-Sărat. Au observat odată cu topirea zăpezii și conducătorii auto pe mai multe artere ale orașului. Chiar dacă nu sunt atât de multe ca anii trecuți, gropile deranjează șoferii, care sunt nevoiți ca pe unele străzi să facă slalom pentru a evita capcanele din asfalt. Administrația domeniului public a intervenit pentru a plomba cu asfalt rece carosabilul afectat în ultima perioadă. După cum ați văzut și dumneavoastră, fenomenele de îngheț dezgheț în ultimele zile au ridicat oarece probleme pe străzile din Râmnicu-Sărat. Cred că ați observat și dumneavoastră, lucrătorii noștri au ieșit deja pe stradă și acolo unde a fost posibil am completat cu asfalt rece găurile. Urmează să facem aceste operațiuni și zilele următoare. Sperăm să asigurăm traficul, astfel încât cetățenii din Râmnicu-Sărat să nu fie nevoiți să-și înlocuiască componente la mașini. Plombarea cu asfalt rece este permisă și în perioadele în care se înregistrează temperaturi negative. Conducerea ADP Râmnicu-Sărat spune că imediat ce vremea se va încălzi, va pune în funcțiune și stația de asfalt din municipiu. Să sperăm că se va încălzi în perioada următoare, să avem posibilitatea să dăm drumul la stația de asfalt și să remediem toate pagubele care se produc în urma sezonului rece. În ultimele zile, angajații administrației domeniului public au intervenit pe mai multe artere ale orașului, dar și pe drumul european E85. Am intervenit și pe șoseaua Industriei, pe Crângul Meiului, chiar și pe Național am intervenit și ieri. Astăzi am primit din nou o cantitate de asfalt rece. Vom continua zilele următoare pe E85, pentru că acolo s-au format destul de multe cratere, acolo fiind traficul destul de intens, cu tirurile, cu greutatea, cu toate cele care duc la deteriorare, o să trebuiască să ne aplicăm puțin mai mult pe E85. Conducătorii auto speră ca, după perioada rece, asfaltul să fie reparat cât mai repede, ca să nu aibă de înlocuit prea multe piese la mașină.